Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Zilele Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârșa, 10 ani de activitate. Târmănești, proiect de modernizare și asfaltare a 7 străzi. Gura Văii, campionat local de mini-fotbal. Primăria Comunei Gura Văii organizează duminică 11 septembrie de la ora 12 un campionat local de mini-fotbal. Locul desfășurării competiției este terenul de sport din satul Temelia. Mai multe urmăriți imaginile. Un campionat de mini-fotbal pe care îl pregătesc chiar în ziua premergătoare începerii școlii. Va fi cu premii, cu mingi, cu echipament, cu semnături de ale fotbaliștilor de prin zona noastră pe care îi mai cunoaștem și care ne sprijină. Și cred că va fi și acela un real succes. Iar pentru, ca și activitate, ultima activitate, așa cum am spus, pe perioada vacanței, va fi o campionat de mini-fotbal. Bine, campionate de mini-fotbal așa dezorganizate, sub nicio organizare, probabil că ei organizează între ei acolo, pe zone, pe sate. Au trei terenuri de sport, abia am încheiat unul la Temelia acum, sunt dotate cu tot ce ai nevoie ca să stimuleze sportul, fotbalul, ele sunt baze multifuncționale, poți să le faci și teren de tenis, poți să le faci teren de handbal și teren de basket. Acolo este treaba profesorilor de sport să le utilizeze la capacitate maximă. Eu vreau să fac ceva organizat între sate, așa o cupă între sate, am eu o competiție. E pentru adolescenți sau pentru tineri? Pentru toate categoriile de vârstă. Iar echipa câștigătoare va juca împotriva echipei primăriei și a Consiliului Local. A, inclusiv dumneavoastră sunteți da. În echipă? O să sper să nu filmeze prea multă lume, nu sunt fotbalist prea bun, dar... Da, nu, până la urmă nici nu contează, câștigul este altceva. În sport, în sănătate, petrecerea timpului împreună, astea, aici sunt câștigurile. Sunt premii? Sunt. Sunt premii? Sunt premii. Nu sunt premii în bani de data asta, sunt premii în mingi, cu autograf. Autograf. Am aici un prieten bun la Onești, îl cheamă Dănuț Munteanu, dacă îl cunoaște lumea. O să fie și el prezent, evident, la campionatul de mini-fotbal. Dănuț a fost campion cu Unirea Urziceni, știe fotbal, respiră fotbal. O să fie și el prezent acolo, plus alți invitați, oficialități. O să fie frumos, o să fie din nou o activitate care va antrena toate satele. La urmă vom mâna trofeul locului 1, locul 2, locul 3, împreună cu mingi, cu semnătură, cu niște echipamente de sport pe care le-am primit, sponsorizare, va fi frumos. În prima zi a lunii septembrie, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, împreună cu europarlamentarul Dragoș Benea, prefectul județului Bacău Lucian Bogdanel, președintele Consiliului Județean Bacău Valentin Ivancea și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău Gelu Panfil au verificat stadiul lucrărilor de modernizare și reabilitare a Spitalului Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca, un proiect în valoare de 32 de milioane de lei, a cărui cofinanțare este asigurată în procent de 95% de către Consiliul Județean Bacău. În paralel se lucrează intens și la clădirea ce va găzdui RMN-ul. Noul mamograf așteaptă ultimele avize pentru a fi pus în funcțiune, urmând ca în perioada următoare să sosească cel de-al doilea aparat CT, un aparat medical de ultimă generație. Astăzi a fost realizată o vizită la spital, o vizită în teren la principalele lucrări care se desfășoară în cadrul spitalului din Onești. Un proiect vast, un proiect dificil, un proiect în valoare de 6 milioane de euro pe fonduri europene, a cărui cofinanțare de aproape 1 milion de euro este asigurată de Consiliul Județean Bacău. În cadrul acestui proiect se vor schimba toate geamurile spitalului, va fi anvelopat termic, vor fi anvelopate termic clădirile, se schimbă instalațiile sanitare și electrice, inclusiv centralele termice performante. De asemenea, se vor înlocui toate corpurile de iluminat și vor fi înlocuite cu becuri LED. Este remarcabil faptul că acești constructori au reușit, într-un timp relativ scurt, să recupereze ecartul pe care pandemia de coronavirus l-a avut, în sensul că proiectul are o oarecare întârziere în debut, dar se pare că, datorită constructorilor,
acest proiect este oarecum în grafic, se află la zi. Aș vrea să mulțumesc cel mai mult pacienților și aparținătorilor care au înțeles în această perioadă că lucrurile nu se pot face, spitalul nu poate fi relocat și trebuie să găsim soluții, să facem compromisuri ca această lucrare de anvergură să meargă mai departe. Deci, cred că pacienții și aparținătorii au fost foarte, foarte înțelegători în această perioadă. Eu zic că până pe la anul, în martie, aprilie, lucrurile vor arăta mult mai bine și atunci nu va mai fi așa deranj mare pentru pacienți. Achizarea acestui proiect este unul de anvergură, atât prin valoare, dar și cât prin confortul care se va realiza ulterior implementării proiectului. Este cel mai mare proiect pe fonduri europene, evident, după ce proiectul Raja, da, la Onești este cel mai mare proiect pe fonduri europene, este vorba de peste 6 milioane de euro. Obiectivul este ca spitalul să plătească facturi cât mai mici după ce acest proiect va fi finalizat. Având în vedere majorarea prețului la energie electrică și la gaze, se pare că e în trend acest proiect. Da, acest proiect practic a debutat în anul 2017, dacă țin bine minte. Și iată că vremurile grele pe care le trăim astăzi ne confirmă că era nevoie de un asemenea proiect de anvergură, chiar dacă va fi greu de implementat și o să vedeți că o să mai fie bătălii de dus, pentru că și piața construcțiilor este una extrem de volatilă și totuși trebuie să sperăm că lucrurile vor decurge normal și că acest proiect va fi dus la capăt. La Dărban este dat startul proiectului de modernizare a 7 străzi, asfaltarea și modernizarea lor făcându-se cu bani de la bugetul local. Este vorba de străzile Stejarului, Chimiei, Nemira, Arțarului, Prieteniei și Armoniei. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin. Am lansat recent execuția am dat ordinul de începere pentru modernizarea a 7 străzi din orașul Dărmănești, asfaltarea lor și așa mai departe, proiect pe care sau la care asigurăm finanțarea din bugetul local. Este vorba de Stejarului, Chimiei, Nemira, Arțarilor, Prieteniei, Armoniei și așa mai departe. Pe aceste străzi, încă fac un apel către cetățeni să faceți racorduri la canalizare sau la apă, cei care nu aveți deja făcut acest lucru, pentru că odată ce vom turna asfaltul și cred că în maxim o lună de zile aceste străzi vor fi asfaltate, cheltuielile pentru racordul la canalizare și apă vor fi mult, mult mai costisitoare. Deci, ca mesaj, cei care știți că sunteți pe străzile la care am făcut, locuiți pe străzile la care am făcut trimitere și încă nu aveți racord la apă sau la canalizare sau gaze, vă rog în regim de maximă urgență să demarați aceste lucrări, pentru că, repet, în maxim o lună vom avea asfalt. Zilele Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, 10 ani de activitate neîntreruptă în slujirea semenului aflat în nevoie. Cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Ioachim și cu sprijinul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, membra Federației Filantropia a Patriarhiei Române, sărbătorește 10 ani de activitate sociomedicală și educațională. Au venit la eveniment peste 500 de tineri ortodoxi din județul Bacău, dar și din țară. Mai multe detalii în minutele următoare. Noi este Dumnezeu cel care ne hrănește și ne miluiește din darurile sărăcile bogate, ca să faci și ca să iubire de oameni, totdeauna, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Să vă fie de bine masa. Și acum reluăm activitățile conform agendei evenimentului. Înainte de a le ruga pe Vlad Fițurlan, care este președintele Ascolului, partener al acestei zile, a activității dedicate asociației noastre, din 10 ani de activitate, neîntrerupt în slujirea apelului, să vă prezinte câteva detalii legate de promovarea activităților, după care vom audia conferința Părintelui Vicare Patriar Primen Costa. Te rog, Vlad. Preacucernici părinți, dragi tineri, salutare tuturor! Sper să petrecem un timp frumos aici împreună. Vremea, zic eu, pe ține cu noi, este o vreme foarte, foarte bună. Mai departe, vom participa la conferința susținută de Părintele Arhimandrit Primen Costea, Vicare Parhial,
și după care vom începe de fapt să facem câteva ateliere, ne vom împărți în grupe și vom continua activitățile până pe seară. Așadar, bine ați venit la Hârja! 10 ani de activitate la Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Ați venit din Moinești? Da, da, din Moinești am venit. Câți ați venit? 23. Foarte mulți! Să știți că da, nici noi nu ne gândeam, dar s-au adunat. Aici cam câți tineri ai estimat, așa? Ți-ai făcut o idee câți tineri sunt veniți? Știu că-ți veniți din tot județul. Sunt veniți din tot județul, 150 sigur sunt. 350. Sunt 350. Nu, eu nu mă gândeam că-s 300. Cum ți se pare? E prima dată în zonă? E prima dată în zonă, dar e foarte frumos. Toți tineri sunt prietenoși, adică ca la biserică, până la urmă. Mereu e frumos. Este un mare eveniment ceea ce se întâmplă astăzi la Hârja. Peste 400 de tineri au venit, nu doar din județul nostru, ci din toată țara, fiindcă avem tineri din Brașov, din Iași, din Suceava, din Constanța, care au venit să marcheze pe de o parte acești 10 ani pe care Asociația Hârja îi împlinește și de altă parte să participe la prima ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi băcăuani. Prima ediție care a plecat de la Hârja de anul acesta. Am înțeles. Sunt foarte mulți tineri aici, sunt foarte multe activități planificate, e o forfotă continuă. Da, să putem spune că este o forfotă. Noi cei de la Scor Bacău suntem învățați cu astfel de evenimente, fiindcă ne-am întâlnit nu cu mai mult de 1000 de participanți vara aceasta prin școlile de vară și tabele pe care le-am organizat. Este un vibe, ca să folosim un cuvânt tineresc, al evenimentului, care se simte aici, în Poiana Raiului, cum spunem noi aici la Hârja. Am umplut practic curtea și mai mult decât atât am umplut sufletele noastre prin liturghia pe care am săvârșit-o împreună cu toții. Cum pentru prima dată sunteți la Hârja și cum găsiți Hârja? Doamnă, găsim Hârja exact cum e aproximativ toată zona a Moldovei pentru noi de la Constanța. La noi, personal, nu pot să vorbesc curând de zonă, dar oamenii sunt mult mai distanțați față de dumneavoastră și toți oamenii din zonă. Ne-am fost prins cu o căldură extraordinară și vă mulțumim frumos. Sper să revenim. Mă impresionează în primul rând natura de care încă aveți dumneavoastră parte. S-au îmbinat așa fericit 10 ani de activitate la Asociația de la Hârja, întâlnirea tinerilor de la Tor și un eveniment de la Onești. Despre ce este vorba? Tinerii de la Tor, de 4 ani până astăzi, organizează în fiecare toamnă un eveniment numit Tinerul Oneștean, în cadrul căruia participă tineri din toată țara, care vin aici pentru 4 sau 5 zile. Anul acesta avem 4 zile de eveniment și desfășoară diferite ateliere. Am avut și o conferință, astăzi deplasare aici la Hârja. Diseară urmează să petrecem la seara folclorică și toate aceste evenimente se desfășoară sub motoul de anul acesta, rugăciune și adevăr. Câți tineri au venit la evenimentul de la Onești și cumulat așa, dacă putem trage un ochi, așa o cifră totală, am înțeles că undeva peste 400, acum să vedem ce ne zici tu. De la Onești am venit astăzi împreună cu 100 de participanți din toată țara și 40 de voluntari. Iar aici estimez că vor mai sosi încă vreo 300 în total. Deci ne apropiem de 500 de tineri ortodoși? Cam așa se anunță. De unde ai venit? Eu sunt din Suceava, din orașul Vicovi de Sus și reprezentant al Asociației Tinerilor Ortodoxi Suceveni. Pentru prima dată în aceste locuri? Da, este prima dată și am rămas profund surprinsă de peisajele incredibile și de persoanele care sunt atât de prietenoase. Ne-am integrat foarte ușor, atât datorită voluntarilor din tabără, dar și a celorlalți participanți. Chiar a fost o experiență foarte frumoasă și sperăm să mai venim aici. De unde ai venit? Municipiul Roman, județul Neamț. Câți tineri ați venit de acolo? Câți voluntari în sensul ăsta? Având în vedere prejudiciile care noi mai suntem implicați într-un proiect, eu împreună cu un alt băiat suntem. Înțeleg că sunteți reprezentanții. Da. Tu de cât timp faci voluntariat? Voluntariat fac de 4 ani și fac cu mare dragoste. Pentru prima dată în aceste locuri la Hârja? Da, de prima dată și sunt surprins, încântat de ceea ce mi s-a oferit. De voluntari care au știut să facă treaba cât mai plăcută și să fie mult mai plăcuți și tot felul de activități. Te așteptai să fie atât de mulți tineri aici? Sunt, cred că, peste 500 de tineri. Da, pentru că trăim într-o țară ortodoxă. Serios? Deci erai fel convins că așa va fi aici? Creștinismul în România nu va muri. Sunt convins de chestia asta și putem vedea dovada clară.
În ultima zi a lunii august, în piațeta primăriei orașului Târgu Ocna, a avut loc festivitatea de absolvire a promoției 2022, eveniment marcat și de aniversarea a 25 de ani de la înființarea școlii. În cadrul festivității, elevii au rostit cu emoție și speranță jurământul de credință în fața secretarului de stat al Ministerului Justiției, Bogdan Ilea, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan Halkin, directorilor de unități penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, dar și a primarului orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciobotaru. A fost prezent și colonel în rezervă Ioan Grefu, primul comandant al școlii care a pus bazele acestei instituții de învățământ la Târgu Ocna. Domnule secretar de stat, domnule director general, domnule director, stimați profesori și onorată asistență, mă adresez astăzi, dumneavoastră, cu deosebită stimă, în calitate de șef al promoției 2022 al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Vă mulțumim că sunteți aici pentru a ne susține și pentru a împărtăși cu noi bucuria acestei zile în care dobândim gradul profesional de agent de poliție penitenciară și, totodată, aniversăm 25 de ani de la înființarea școlii, care fiecare an formează agenți bine pregătiți care vor aduce plus valoare sistemului penitenciar românesc. Vă mărturisesc că am parcurs un an greu, plin de muncă și implicare, în care am dobândit cunoștințe temeinice în alte competențe profesionale, dar și valoroase calități umane, care vor contura statutul pe care l-am dobândit astăzi, în urma jurământului de credință. În această perioadă am întâlnit oameni minunați, de la care am avut de învățat și care ne-au marcat drumul în viață, prin performanțele și devotamentul lor. Reușita noastră se datorează profesorilor, care ne-au fost alături și ne-au insuflat valori etice și morale și ne-au format deprinderi pe care le vom pune cu încredere în practică în unitățile penitenciare în care vom lucra. Țin să mulțumesc pe această cale, împreună cu colegii mei, celor care au avut încredere în noi, ne-au sprijinit și ne-au fost alături, părinților, prietenilor și mai ales domnilor profesori. Nu în ultimul rând, am deosebită plăcere de a-i felicita și de a le ura succes în carieră celor care m-au fost colegi pe parcursul acestui an școlar și alături de care am pornit cu încredere în atingerea scopului nostru comun, acela de a absolvi Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și rămâne să dovedim prin fapte că vom fi capabili să ne dedicăm profesiei noastre. În încheiere, în numele tuturor colegilor, vă mulțumim că ne acordați încrederea că promoția SNPAP 25 va fi una de referință pentru sistemul penitenciar românesc. Vă mulțumesc! Astăzi, la Târgu Ocna, pentru noi este o onoare și o mândrie că un eveniment de înaltă ținută se întâmplă aici, în piațeta centrală a orașului. Ce poate fi mai frumos când cu toții ne-am adunat să fim alături de acești tineri frumoși când pleacă într-o nouă provocare? Promoția 25 reprezintă ceva, primii 25 ai acestei școli distinse, care un om cândva a gândit că poate să pună pe frontispiciu și pe harta României, aici la Târgu Ocna, o școală. Aici este domnul colonel Grefu, pe care îl felicit și mă bucur că astăzi a putut să fie alături de noi. Vineri 26 august a avut loc premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a fost emoționant atât pentru cei care în urmă cu 50 de ani spuneau da la început de drum, dar și pentru rudele acestora care au venit să-i încurajeze. La evenimentul organizat de către primarul orașului Comănești, Viorel Miron, și viceprimarul orașului Comănești, Adrian Ciobanu, au mai fost deputatul PNL de Bacău, Cătălina Ciofus, și subprefectul Bacăului, Narcis Jitaru. Am să vă povestesc o scurtă povestioară din viață, din viața mea. Acum o săptămână am fost în vizită la bunicii mei, într-o zi de duminică, era hramul comunității în comuna Scorțete, deci aici aproape. Și după slujbă, ca în familie, cu bunici, cu părinți, cu toată lumea, am urmărit un album de familie. Și urmărind două, trei poze acolo, bunicii mei au 82 de ani, și fiind participând la multe evenimente în multe primării, perioada asta am spus că la Comunești urmează să se facă zilele orașului un eveniment frumos cu o ceremonie de
înmânarea unor distincții pentru familii care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Și bunicii mei, care au și un grad de handicap, sunt surdomuți, și-au amintit că acum 60 de ani, într-o zi de vară ca aceasta, au terminat studiile, atunci era profesională, și tot în același an s-au și căsătorit. Și i-am întrebat, asta înseamnă, fără să îmi spună ei, înseamnă 60 de ani de căsnicie. Și am fost foarte bucuroși să tragem această concluzie, am felicitat, am pupat și după aia am întrebat, dacă n-ați făcut 50 de ani de căsnicie, noi, e greșeala noastră ca și familie, nu ne-am dat seama când s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu nu existam pe pământ când dânșii s-au căsătorit, dar părinții mei au întrebat, i-ați sărbătorit la 50 de ani? Părinții, din păcate, nu. Dar primăria, că tot e moda asta frumoasă de altfel, de a sărbători perechile de 50 de ani de căsnicie, au făcut ceva pentru voi? Nu mi-amintesc de așa ceva. Aici putem să tragem o concluzie cât de mult respect oferă comunitatea familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Și așa cum spunea și domnul primar, nu e aici să îi amintesc și eu și să confirm ce spunea și dânsul, a fost primul primar din județul Bacău care a propus ca un astfel de eveniment să aibă loc în propria comunitate. De ce? Pentru că și dânsul și cei din echipa dânsului au tras o concluzie. Familia este cea mai importantă piesă într-un puzzle ce formează o comunitate. Dacă familia este unită, înseamnă că în oraș, în comună, în sat, oamenii sunt bucuroși, sunt veseli, trăiesc o sănătate. Societatea supraviețuiește, trăiește. Dacă familia nu este unită, toți suntem supărați și acasă, și când ieșim din casă, și când ne ducem la cumpărături, suntem supărați. Nimic ceea ce este bun în jurul nostru nu mai apreciem, pentru că nu e familie, nu este unitate, nu este respect. Îmi doresc foarte mult ca și eu și cei de vârstă cu mine să prindem 50 de ani de căsnicie. Mulți dintre noi am făcut, să spunem, datoria față de noi, față de țară și am mai dat viață unor copii. Nu noi, bunul Dumnezeu, dar noi am conlucrat, să spunem. Și mai are cine să se bucure și de noi și dacă e să ne certăm, ne mai trage de urechi. Un copil sau altul, băi, nu vă mai certați că eu vreau să vă prind la 50, la 70, 75 de ani, poate vă prinde și pe dumneavoastră, cine știe. Propunem domnului primar să vă și premieze pe ocazia asta, peste 25 de ani. Și așa cred că e și cu dumneavoastră. Sunteți o familie, aveți copii, aveți nepoți, poate aveți și strănepoți, cine știe. E o bucurie pentru fiecare dintre noi să vedem astfel de exemple în comunitate. Și vă felicităm din tot sufletul și ne bucurăm că ați reușit cu greutăți, cu multe bucurie astăzi, pentru că dacă ne uităm în spatele dumneavoastră, avem reprezentanți care să vă susțină, copii, nepoți, cum spuneam. E o bucurie că suntem, chiar și după 2 ani de zile de pandemie, am reușit să ne adunăm astăzi aici, fără mască, și este un motiv foarte important și acest lucru, și cu zâmbetul pe buze. Din păcate, așa cum văd și eu de aici, de la masă, cu mici probleme de sănătate, dar cu ajutorul bunui Dumnezeu, sigur vom trece peste toate. Domnul primar, cred că vrea să mă lasă să vorbesc mai mult timp, nu știu dacă este bine, dar dacă tot am prins microfon, am să dau și doamnei deputat. Eu vă urez încă o dată felicitări, vă doresc multă sănătate și să dea bunul Dumnezeu, ca și la anul, să veniți să vă bucurați și pentru cei care vă împlini 50 de ani. Pentru că ați trăit împreună cu ei în această comunitate, în orașul Comănești. Și e bine să fim ca într-o familie, de la mic la mare. Mulțumesc foarte mult! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 3 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi noros, vremea se răcește, maxima zilei urcă până la valori de doar 14 grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. Duminică 4 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi noros, vremea se răcește, maxima zilei urcă până la valori de 19 grade Celsius, sunt posibile pe alocuri chiar și averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. Luni 5 septembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 20 de grade Celsius, sunt posibile câteva averse de ploaie pe alocuri, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.